doare capul de la bere filtrată, pe bună. Cum stă doare capul de la ea? Ești prost. Cum stă doare capul? Mai bună bere în pâine, pentru că n-are tuburi de oxigen, n-are căcaturi în pâine ca să... Păi, asta zic, că nu te doare. Deci aia este bună. Bere nefiltrată vreodată. Da, frate, am băut. Da. Și te-o durut capul, frate. Bă, nu știu. Băi, decât să bei porcării din alea gen... porcăriile alea, băi, ai fără alcool și tot felul... Bă, termină, mă, mă! Băi, hai, băi, să fim serioși acum. Tu te-ai uitat, ai citit un pic peste ele? Te-ai uitat vreodată despre istorie, să vezi un pic acolo? Cum dracu să mă uit despre istorie, ești prost? Și ce știi? Ce știi despre ele? Tu știi că noi avem una dintre cele mai vechi fabrici din Europa. Hai să mor, tu. Hai, mă, termină. Zic că le avem din vremea lui Decebal. Nu, dar în loc să folosești internetul toată ziua, cum fac toți ăștia, uite-te și du-te și tu și citește. Mai bine citești ce conține o bere. Nu aia. În loc să folosești toată ziua, că și așa ai telefon din ăla, ai net toată ziua, ia-te și citește, dracule, o carte. Bă, eu nu citesc. Tu ce citești, mă? Bă, tu nu citești, mă. Tu ce citești, mă? Bă, tu ești nebun. Zi-mă care e ultima carte. Bă, termină, mă. Zi-mă care e ultima care ai făcut-o. Zi. Bă, ești nebun acolo. Zi-mă ultima. Termină, mă. Zi-mă ultima. Da, de-aia n-ai calculator, că citești cărți, da? Da, am renunțat la calculator ca să am ce să citesc. Decât da, să stau. Da, clar. Uite că să stau să binoclez ochii pe ecran toată ziua, apoi mai bine citesc. Păi da. Da, să nu vrei să ștergi contul de Facebook, nu? Ce? Da, dă-l dracu de Facebook, că mi-l ștergi. Ce dracu atâta? Toată lumea are Facebook, are, dar mai citiți mă o carte, mă. Bă, frate, dar eu citesc, mă, ți-am arătat. Ce citești? Zi-mi care e ultima carte. Ultima carte citită. Care ultima? Păi hai zi-mi-o. Da, stai un pic. Păi hai zi-mi-o. Aaa, nici tu nu știi. Adică de parcă tu știi. Da, mă, știu. Da, știi. Uite-ți dau, mă, Efraim Kishin. Actorii Ajami și Suflori, da, mă. Da, de ce o citești? Ești obligat să o citești. Nu sunt obligat să o citești. Ești obligat să o citești. E plăcere, omule. Este o plăcere să citești o carte. Ești obligat să o citești. Amă, termină, mă. Amă, ești obligat. Ai băut acum un pic și repede te-ai îmbătat, da, faci scandal. Da, ia așa, bea o bere și gata. Bă, ești obligat, mă, omule. De cine ești obligat? De nimeni. De nimeni. De cine ești obligat? Pui, mai tu din ce faci chestia aia? Nu din cartea aia. Păi da, și din plăcere am luat-o. Da, din plăcere. Na, bun, ce trebuie mi-a spus cineva care citește mai mult. Na, asta e. Ce ai citit? Asta, bun, altceva asta, și altceva. Mai zi altceva. Da, ce ai citit tu, mă? Biblia, frate. Dar Biblia. Ce răspuns la o întrebare cu altă întrebare? Băi, e o carte filozofică. Uite, te bagi și tu în seamă. Ce să spun? Hai, mă, termin. Bă, lasă-mă. Bă, omul, eu îți zic acum. Ce zici? Nu neapărat e important să citești. Important e să înțelegi ce citești. Oh, filozoful. Da, auzi la el, nu, filozoful. Care e ultima carte care ai înțeles-o, într-adevăr? Care ai înțeles-o? Bun, asta este ultima, dar tu la tine care? Care e ultima? Uite, de exemplu, Aforisme pentru un actor tânăr de la Radu Stanca. De Radu Stanca, da. Bun, așa, și? Și ce? Și zi-mi ceva de acolo. Un citat vrei acum? Da, unul, două. Citat, bă, frate, stai, am că citat. Stăm și noi la bere la o discuție acum. Păi și da, pe da, aici se discută. Vrei citate. Aici se discută. Păi da, dăm un citat, na, dacă te crezi așa tare în cuimul. Dăm tu un citat. Hai că tu zici că citești aforisme de Radu Stanca, na, păi ce da, să spun? Mă, citesc. Tu citești? Ce să spun? Ce citești? Cărți de joc. Bă, să știi că și-a las cărți. Las cărți. Da, cărți, de joc. Dă-i un as. Bunicii noștri alea citeau. Bă, și pe aia ai sunat-o? Și asta. Da. Ai sunat-o? Ce să-mi dăm? Să-ți dea înapoi. Dar tu mi-ai dat-o înapoi, ha? Mi-ai dat-o? Nu o să-ți dau înapoi. Dar păi dar ce ți-am dat-o de două luni la tine? Dar și nu mi-ai zis că o rămâne la mine. Nu! Nu! Bă, omule, eu plec de aici, mă, omule. Bă, tu ești nebun la cap. Bă, tu mi-ai zis că mi-o dai înapoi. Dar nu... Bă... Tu ai zis că rămâne la mine. Bă, băiatule. Tu ai zis că rămâne la mine. Bă, băiatule, tu ești nebun la cap? Nu ești nebun, du-te, mă, și faci un control, mă. Bă, omule, tu ai zis că mi-o lași la mine. Mi-o dai de tot. Cu dedicație. Nu mi-ai scris pe ea dedicație. Tu ești nebun? Aia eu am primit-o. E veche de 50 de ani, omule. E o carte veche de 50 de ani. Tu ești tâmpit și tu o iei și nu mai vrei să mi-o dai? Bă, lasă-mă. Bă, dar ai zis că rămâne la mine. Bă, tu ești nebun la din cap. Din bibliotecă, ce vrei? Bă, mai du-te, mă, și lasă-mă odată în pace. Da, du-te tu, mă, omule. Bă, ești nebun? Ai din biblioteca personală, mă. Ce bibliotecă personală ai?
Da, din biblioteca mea veche, da, de generații, de trei generații, veche, da? Trei generații. Nu ți-o dau, dă-mi înapoi, că vin peste tine, bă! Nu ți-o dau înapoi, nu ți-o dau! Bă, vin cu poliția peste tine și ți-o iau, mă! Vin, mă, cu poliția, dacă vrei! Da, vin cu poliția, mă, nesimțitul, bă! Cum se face? Bă, nu se fac chestii din astea, mă! Ești nesimțit! Nesimțitule! Ești nebun la cap! Bă, ești nebun la cap! Bă, vin peste tine și intru și ți-au... Clar, bă, intru peste tine și ți-au cartea, mă! Tine. Nu rămâne la tine! Rămâne bă, la intru tine. Peste tine și ți-au cartea, mă, ești nebun! Nu intră! Bă, termină, mă, că sara acum la tine! Termină! Stai jos! Jos! Doamnelor și domnilor! Da. A fost o interpretare. În 15 mai se sărbătoresc 196 de ani de când Biblioteca Klapka, prima din Imperiul Austro-Habsburgic, cu împrumut de cărți. Vă mulțumim, noi suntem actorii din Universitatea de Vest Timișoara, secția actorie. Vă mulțumim și ne scuzați pentru teratul. Nici nu s-a plăcut. Acesta este un proiect al primăriei municipiului Timișoara în cadrul campaniei derulate pentru candidatura la titlul de capitală culturală europeană, după o idee de Eduard Iacob Hazi. Acum 196 de ani, în 15 mai 1815, Iosef Klapka a deschis la Timișoara prima bibliotecă publică din Imperiul Habsburgic și de pe teritoriul de astăzi al României. Clădirea în care funcționa se află pe strada Augustin Paha, la numărul 8, în apropierea Pieței Unirii. Biblioteca dispunea de o sală de lectură și oferea cărți cu împrumut contra unei taxe lunare. Aceasta valora, în banii de astăzi, 60 de lei, iar garanția pentru împrumutul unei cărți depășea valoarea abonamentului lunar. Tipograf și editor, Klapka a realizat și un catalog al celor 3550 de volume din fondul bibliotecii, multe tipărite chiar de el. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru ca această idee să prindă contur. Primăria municipiului Timișoara și partenerii săi din proiect vă mulțumesc pentru participare și vă doresc lectură plăcută!